Bună dimineața, dragă audiență, și bine ați revenit! Suntem cu Roxana, un vechi voluntar al campaniei Roșia Montana, și o să lăsăm să ne zică mai multe detalii despre campanie și despre poveștile locului. Bună! Bună! Ne vedem aici în Roșia, suntem în Piața Veche a Roșiei Montane. Loc foarte important pentru noi, voluntarii campaniei, care de-a lungul anilor, orice făceam, ne reuneam aici, în această piață, și era locul de întrunire cu oamenii din zonă, cu oameni veniți din toate colțurile țării, uneori colțurile lumii, și era punctul zero, unde veneam să vedem care sunt noutățile, aflam de la localnici noutățile despre ce se întâmplă cu proiectul cu minier, ce zic angajații de la RMGC, ce se mai întâmplă în sat. Și aici ne adunam pentru că era locul de unde ne luam energia în toți acești ani, locul unde reveneam cu drag cât de des puteam, și fiind foarte răspândiți prin toate părțile țării, nu era un lucru ușor, dar aveam câteva momente pe an, cum era, de exemplu, festivalul FUNFEST, festivalul de protest al campaniei Salvați Roșia Montană, care ne aducea pe toți împreună. Și astăzi voi nu filmați întâmplător la Roșia Montană, practic sunt aniversând 20 de ani de la prima ediție a festivalului, al FUNFEST, și o parte dintre noi, cei care am fost activi de-a lungul anilor și în campanie și pentru realizarea acestui festival de protest, suntem astăzi în Roșia Montană și iarăși ne luăm energia din piața veche a localității. Suntem în piața veche a Roșiei Montane, vă spuneam. Aici o serie întreagă de clădiri sunt într-un program de restaurare, de readucere la viață. În spatele nostru este una dintre aceste case care au fost restaurate în ultimii ani și care dau un nou suflu Roșiei Montane. E bine, vă ziceam că în această piață ne adunam foarte mulți activiști și localnici de-a lungul timpului, pentru că era punctul de întrunire atunci când ajungeam în localitate, iar aici, în zonă, ne făceam planurile de activități, de proteste care au avut loc în campanie de-a lungul anilor și ne și socializam, să zic așa, cu oamenii, cu angajații minei, care nu erau tocmai fericiți să ne vadă de-a lungul timpului. Dar insistam să fim aici prezenți în spațiu public, care era spațiu comun al tuturor, tocmai pentru că voiam și insistam să fim vizibili, noi cu mesajul nostru de salvare a Roșiei Montane, fix aici în centrul localității. Aici este și una din zonele de întrunire, de exemplu, pentru prima mare adunare a localnicilor din Roșia Montană, prima acțiune de protest, după care oameni s-au reunit și cu banere pictate, manual, cu tineri din toată țara, cu oameni ca mine. Eu la vremea aceea eram studentă venită de la Cluj. Am mers într-un alai cu toții de aici până pe proprietatea lui Eugen David, unde s-a și întâmplat declarația de la Roșia Montană, și acela e considerat debutul campaniei Salvați Roșia Montană în 2002. Și încă avem imagini, fotografii cu oameni care sunt răsfirați prin grădina cu căpițe, căpițe mari învelite în benere cu "nu vrem cianură" sau "această proprietate nu este de vânzare". Și toată această adunare, practic, cu oameni foarte diverși, a dat startul a ceea ce noi ani de zile am numit campania Salvați Roșia Montană. Totul a pornit de aici, de la oamenii locului. Noi, voluntarii, am venit în sprijinul lor, dar am ținut întotdeauna cont că ei sunt centrul acestei mișcări și, practic, ei erau cei care ne dădeau nouă energia să facem acțiunile de protest din oraș, să facem Ziua Roșiei Montane, să toate lucrurile care au venit de-a lungul anilor. Această campanie nu s-ar fi putut întâmpla fără oamenii locului. Anii au trecut cu foarte multe tipuri de acțiuni, cu foarte multe bucurii, rezultate în urma, de exemplu, proceselor câștigate de campania Salvați Roșia Montană împotriva autorităților statului, prin care se reușea anularea de avize. Avize necesare continuării, dezvoltării proiectului minier. Ei bine, au fost un șir lung de procese câștigate de Asociația Localnicilor, de Alburnus Maior, și toate aceste lucruri au făcut ca proiectul minier să nu poată avansa.
Proiectul știți bine că a fost practic blocat de instanțele române și bineînțeles de oamenii care au refuzat să-și vândă proprietățile. Și în 2013 a devenit evident că întreaga societate românească nu poate tolera un proiect ilegal cum era cel de la Roșia Montană. Au fost protestele acele masive din întreaga țară. Proiectul a intrat într-o fază de blocaj. Și pentru deblocare, o soluție imaginată de compania minieră a fost apelarea la Tribunalul de Arbitraj de la Washington, tribunal comercial, tribunal care nu e asemenea unei instanțe de judecată, adică nu are acea independență cu care suntem obișnuiți atunci când zicem proces. Dar cu toate acestea, deși este un tribunal comercial, lucrurile au fost luate foarte în serios. S-a început acest litigiu pornit de compania minieră în 2015 și am avut un verdict când? Anul acesta, deci 9 ani mai târziu. Verdictul a fost în favoarea României în cele din urmă, a societății românești în ansamblu ei. A fost o victorie a oamenilor din Roșia Montană care toți acești ani nu au renunțat. Și o palmă dată autorităților românești care au sprijinit un proiect ilegal. Victoria este a noastră a tuturor și de asta e foarte important să spunem lucru acesta și să ne bucurăm de ori de câte ori avem ocazia, pentru că victoria asta a arătat că de fapt oamenii obișnuiți aveau dreptatea și au știut să-și apere drepturile împotriva unui stat corupt, care a făcut tot ce a putut de-a lungul anilor să înfrângă voința cetățenilor și să sprijine o companie minieră care era obișnuită să dezbine comunități, să corupă oficiali și autorități, să-și croiască un drum ilegal pentru a transforma toată această localitate și munții din jurul ei într-un imens proiect cu ceanuri. Despre arbitraj s-a scris foarte mult, s-a povestit foarte mult, însă în toți acești ani au fost niște momente cheie de care poate s-a vorbit mai puțin și anume faptul că în arbitraj avem o premieră mondială, comunitatea locală a intervenit printr-un memoriu adresat tribunalului. Am avut astfel 3 intervenții și vă spuneam, e unic în lume, prin care comunitatea împreună cu avocați specializați în drept internațional au pus pe hârtie povestea lor. Pentru că într-un tribunal de arbitraj nu se merge atât de mult pe literă de lege, cum e într-un proces, într-o instanță națională, ci pe niște tratate comerciale între state. Și acolo e mai mult despre spiritul acestor tratate decât despre litera acestor tratate. Și se iau în discuție lucruri, de exemplu, ca exproprierea unor drepturi potențiale, unor beneficii potențiale. Adică compania minieră a spus că statul României a expropiat profitul viitor. Lucruri foarte abstracte și atunci e foarte important cum se argumentează că aceste lucruri sunt fictive. Asta era opinia noastră în ceea ce privește argumentația companiei miniere. Iar intervenția oamenilor cu memoriu în care și-au prezentat istoria, cum au câștigat de-a lungul anilor toate aceste procese, care a fost lupta, cât de inegală a fost această luptă între o comunitate din Apuseni și statul român, toate aceste lucruri au fost puse pe hârtie, detaliate, argumentate, prezentate arbitrilor. Arbitrii aveau această opțiune să ia sau nu în considerare această intervenție, s-o pună la dosar sau să respingă. Au acceptat intervenția, toate aceste lucruri au fost parcurse de arbitri, care suntem convinși că în verdictul final au ținut cont și de povestea spusă de oamenii din Roșia Montană. De asta spunem astăzi că această victorie este a noastră, a cetățenilor în primul rând, pentru că oamenii de aici nu au renunțat să își spună povestea, să creadă și să lupte pentru Roșia Montană din 2002, vă spuneam de începuturi, cum ne-au chemat să fim alături de ei, și până în 2024. O istorie de 20 de ani absolut incredibilă, care ne-a transformat pe noi, oamenii implicați în campanie, dar a transformat și societatea românească. Și pentru asta o să fim mereu recunoscători celor de aici care ne-au învățat, ne-au inspirat și ne-au dat putere în anii ăștia să cerem ca țara asta să fie un loc mai bun. Tică, dar a investit și s-a îndrăgostit de Roșia Montană, a investit aici, chiar în inima orașului. Asta după ce, din câte ne-a spus și o să ne zică și acum, a făcut 2 drumuri cu bicicleta din Danimarca până aici. Și o să te întrebăm, în primul rând te salutăm și te întrebăm, de ce? Salutare. Ce s-a întâmplat? Salut! Da, în 2012 eram student în Copenhaga, studiam design multimedia și am decis să
Vin cu bicicleta până la Roșia Montană în semn de protest la proiectul minier propus la vremea respectivă. Am venit aici, după 30 de zile de pedalat, doar cu Roșia Montană în gând. Am cunoscut oameni localnici, mi-am făcut prieteni din campania Salvați Roșia Montană. M-am întors din nou în Copenhaga la studii și am continuat să mă implic așa indirect pentru a atrage atenția asupra proiectului minier propus aici. Și am început să alerg la maratoane, ultramaratoane, am făcut un nou tur pe bicicletă, de data asta cu o prietenă, Luisa Hop, pe o bicicletă tandem, tot din Copenhaga la Roșia Montană, organizând evenimente despre Roșia pe traseu în Copenhaga, Hamburg, Berlin, Leipzig, Chemnitz, Dresda, Praga, Viena, Bratislava și Budapesta. Și după, nu, pedalat, alergat, am zis hai să văd dacă pot face ceva în Roșia Montană. Și am decis să mă mut, asta în 2013, în septembrie 2013. Început întâi să fac niște reportaje video cu ce se întâmpla pe aici prin Roșia. Am înființat un centru local de cercetași, apoi o întreprindere socială made in Roșia Montană, care se ocupă cu tricotatul manual. Acum avem și o croitorie, facem haine din lână merinos. Ideea cu, chiar cu șosetele, că așa au început, întâi cu, chiar cu șosete de lână. Ideea a venit destul de organic. Era sfârșit de 2013, o doamnă de aici din bloc mi-a oferit o perechi de șosete din lână cadou și am zis hai să-i promovăm, să-i vindem, poate avem succes. I-am pus pe Facebook cu preț, comandă, număr de telefon și așa mai departe. Și deja în două zile aveam 100 de perechi de șosete comandă de la diferite persoane. Apoi 300, am spus top, am început să găsim doamne care să tricoteze prin sat. Am căutat furnizori de fir de lână și cred că în vreo 3 luni am reușit să onorăm 300 de perechi de șosete. Iar la un an distanță am înființat Made in Roșia Montană, o firmă. Am făcut un magazin online. I-am dat drumul, cred că, prin ianuarie 2015 și apoi de la șosete am ajuns la căciuli, fulare, pulovere, cardigane și tot felul de alte accesorii din lână merinos. Iar în pandemie am zis să facem ceva conex la activitatea pe care o aveam, să facem o croitorie prin care să producem haine de corp din lână merinos. Tricouri, bluze de corp, nu știu, colanți. Și pe ele le produceți și în ziua de azi? Da, da, avem aici croitoria. Se pot găsi pe Made in Roșia Montană. Da, vindem online pe madeinroșiamontană.com, internațional. Avem un magazin în Cluj, pe Napoca 13. Avem și aici un showroom, o rulotă comercială. Și atelierul e chiar aici, în centrul satului. Și așa, din truna în alta, am reinvestit banii, că așa am ajuns să dezvoltăm Made in Roșia Montană, să cumpărăm mai mult material, să dăm mai mult de lucru. Casa asta am reușit să o cumpăr în 2017 și în fiecare an, cred că din 2019 am început restaurarea, parte din profitul Made in Roșia Montană l-am investit aici, în restaurare. Și uite că după 4-5 ani reușim în curând, probabil luna septembrie, să deschidem oficial aici un bistro cu cafea bună, mâncare pentru turiști, dar și pentru localnici. Super! Iată, o poveste foarte frumoasă al unui tânăr care a avut și are în continuare o ambiție mare. Bine, îți mulțumim și spor în continuare. Vă aștept la Roșia Montană, să vizitați Roșia Montană. Locația aceasta este fix în mijlocul Roșiei Montană, în piața din Roșia Montană, cum se spune aici. Bine! Îți mulțumim! Toate cele bune! Mersi! Suntem acum cu doamna Claudia, coordonatoare a proiectului Adoptă o casă. Suntem chiar în dreptul locului în care o găsim pe dânsa și o să ne spună mai multe despre acest proiect. Bună ziua! Bună ziua! Suntem la Casa Parohială Unitariană. Este una din clădirile cu care am început programul Adoptă o casă, de fapt cu care am început intervențiile noastre la Roșia Montană. Noi suntem arhitecți, suntem o asociație care depune de eforturi să promoveze și să salveze patrimoniul nu doar la Roșia Montană, dar aici se întâmplă să avem unul dintre cele mai închegate proiectele noastre. Am început în 2007 cu școli de vară pentru studenți și pentru
tineri specialiști și continuăm din 2012 cu Adopt o Casă în formula în care este și azi, și anume cu o componentă participativă care e deschisă tuturor, deci nu doar studenților sau tinerilor care vor să specializeze în domenii conexe protejării patrimoniului, ci oricui vrea să se implice. Casa Parohială Unitariană este una dintre clădirile cu care am început. Deja este la a doua refacere a fațadei, la mai bine de 15 ani distanță. Este clădirea în care și avem baza voluntarilor și locul de unde ne coordonăm și ne împrăștiem către alte clădiri din sat. Lucrăm cu voluntari, cum am spus, peste 1500 au ajuns în Roșie Montană în toți anii în care am derulat aceste programe. Și ce faceți voi? Alegem sau ni se propun clădiri din sat, pentru care încercăm să contribuim pe diverse paliere. De multe ori este nevoie doar de realizarea documentațiilor, de releve, studii de degradări și așa mai departe. Apoi clădirile respective să poată intra în programe de finanțare sau în tot fel de proiecte din interese de intervenție sau doar pentru a le documenta. Există și varianta asta. La altele unde proprietarii își asumă procesul ăsta, oferim asistență pe lângă proiectare și așa mai departe. Și la un număr de clădiri, împreună cu voluntarii, asigurăm toată gama de lucrări pe care le presupune un astfel de proces de intervenție. Pe lângă procesul ăsta întreg de recuperare a patrimoniului, a clădirilor de patrimoniu, realizăm și documentare, realizăm și tot felul de broșuri, materiale, ghiduri, albume din arhive fotografice din sat, pe care la fel le-am recuperat prin tot felul de ateliere, expoziții, nenumărate expoziții în Roșia și în Cluj, în București, când a fost nevoie și când am avut prilej. Totul cumva pentru a face cunoscută povestea locului și pentru a atrage oameni să vină să o cunoască, în primul rând, și în al doilea rând să contribuie la recuperarea acestui loc în măsura în care este la îndemână fiecăruia. Suntem la Biserica Unitariană, este una dintre cele 5 cu care am lucrat într-o măsură mai mare sau mai mică, aici într-o măsură consistentă. Intervenția de aici cumva e o sumă de intervenții. A presupus și participare largă din partea voluntarilor Adopt o Casă, a presupus și finanțări din partea Ministerului Culturii, o finanțare mică prin timbru monumentelor istorice de la Institutul Național al Patrimoniului. Este un loc care încă de la bun început, chiar și înainte să înceapă procesul de restaurare, găzduia deja evenimente, expoziții și rămâne una dintre clădirile cele mai activate, să spunem, din cele care altfel și-au pierdut foarte mult din rolul principal, și anume acela de biserică. Se mai fac încă slujbe, dar fiind enoriași foarte puțini, în timp se stompează rolul ăsta. Cam câți enoriași ar fi? Nu știu să vă spun, câțiva, o mână de oameni la propriu. La fel e cazul Bisericii Reformate, unde înțeleg că nu mai sunt deloc enoriași acolo, iarăși tipul ăsta de clădiri își caută și își găsesc astfel prin evenimentele culturale pe care le organizăm un nou rol în dinamica satului și a sitului. Mai mult decât atât, tipul ăsta de intervenții alături de cele care se întâmplă zilele astea la Roșia Montană, cum este festivalul Alive, festivalul de teatru Unplugged, evenimentele pentru copii, proiecte pentru educative, de mediu, de patrimoniu. Toate întregesc cumva un efort care este condus, cum să zic, 99% de societate civilă, persoane private, ONG-uri, culte, mai puțin de stat, dar care au netezit terenul pentru investiții mult mai consistente din partea statului. Ele au început să apară timid, e momentul să apară mult mai structurat și mult mai hotărât. De
Câte zile sunteți aici deja? Ați văzut cum arată încă satul, care este un sit, un peisaj cultural UNESCO. Unic în lume, nu e un clișeu, chiar e unic în lume prin tot ceea ce încă conservă el. Toate lucrurile astea sunt, au un potențial absolut fantastic, pe care din nou iarăși îl putem rata ca stat, ca popor, ca cuvinte foarte mari așa, dar care rămân lipsite de orice conținut atunci când nu sunt dublate de fapte. Ca o recomandare venită de aici din Roșia Montană, de unde ne-am condus ultimii voluntari din vara asta după campania de intervenții din acest an, e ca cei care vă urmăresc să vină cu încredere la Roșia, să caute localnici și resurse din care să afle. Acum sunt destule, inclusiv tururi audio ghidate și așa mai departe, informații la tot pasul, să caute metode prin care să contribuie la salvarea acestui loc. Poate să fie 2 săptămâni de voluntariat, poate să fie o donație către cei care sunt active aici, cum suntem noi, cum e asociația locală, cum sunt alte asociații care intervin. Dar în primul rând veniți, vedeți cu ochii voștri și aflați exact ce se ascunde în spatele unor mici panouri, unor mici intervenții. De fapt, e istoria cel puțin 20 de ani de picături într-un ocean. Nevoile sunt mult mai mari aici. Dar mai ales aici. E bine că există exemple, dar nevoile nu rămân mai mici doar constatându-le. E nevoie de participare din toate părțile. Da. Mulțumim frumos! Și ne mulțumim!